Salutare, comicuților, și bine v-am regăsit la un nou episod din Eurotalk Meta 2. Bă, frate, astăzi avem aici o marfă, transportăm panouri sandwich de 12 tone. Acum suntem în București și ne ducem tocmai, nu în București, doamne, suntem în Pitești și ne ducem tocmai în Turcia, Istanbul, fraților. Aș da o vedere de așa să le vedeți și voi. Come on. Așa. Bun. Hai să mergem în Istanbul. Am ales să trec prin trei țări. Bine, într-o țară deja sunt în România. Trecem prin Bulgaria și după aia prin Turcia, pentru că acolo avem reparare, în Istanbul. Așa că dacă vă plac episoadele din Eurotalk și Meta 2, nu uitați să apăsați butonul de like, da, bă? Ia că numele ăsta i-a dat și afară. Am ieșit din Pitești. Micul Tăjacu. București 1. Avem de mers pe aici, avem de mers o grămadă. O grămadă avem de mers. Și dăm de băți de ăștia care merg foarte, foarte încet și trebuie să depășim pe unde putem. Avem de mers ca urmă 134 de kilometri. Eu am fost în Turcia, în jocul ăsta. Bă, mi s-a părut fain. Mi s-a părut fain. Pentru că orașul Istanbul e foarte, foarte mare. Nu e ca pe lângă București. Ăsta dai pătinea în care cerpește papagalul, pentru că e cam prost. Așa, aproape am ieșit de pe autostradă și, cum ziceam, Bucureștiul în jocul ăsta e foarte, foarte mic și nu înseamnă deloc cu realitatea. E, păi du-te, frate, în Timișoara, du-te în Bulgaria să vezi acolo. Totul arată perfect. E, în București nu. Cred că i-a dus capul să facă ceva prin București. Pur și simplu nu e absolut nimic. Bun, așa o prinde și noi luminile. Ia uite gropi. Păi normal, ca la noi. Opa, stai că n-am cum s-ar depus ăsta. Păi, poate e ăsta. Când vine o mașină din față. Hai, mă, hai, boss. Hai, boss, că o fac și eu tractor. Te-am depus și direct. Direct te-am depus. Bun. Avem motorină, avem toate astea. Nu ne mai interesează absolut nimic. Decât că se face noapte și nu mai poți să vezi niciun peisaj, nimic. Asta e nasol. Am văzut că tot că vreți eu retrag pe live. No, nu știu, frate. Fac eu retrag pe live, dar la fel, nu e Mortal Man. Uite, am cumpărat un NFC hit pentru voi. Am făcut live pe el acum câteva săi. La fel. Foarte puțin oameni. Nu știu ce se întâmplă cu comunitatea asta, dar e cam groasă pe aici. Aici suntem într-un satop ceva. Giorgio! Perfect!
putea foarte mult slang. Acum mai avem puțin și ieșim din România. Pentru că suntem la granița aici, hai mă, carco. Dacă n-ai vrutat, te pusesc. Nu prea văd nimic în față, că... e întuneric. Așa, mersi frumos că te-ai băgat pe panta a doua. Giorgio, am intrat un Giorgio, fraților. Trecem imediat de punctul Vamara. Hai. Ce e ăsta? Renault? Bă, stai prost. Bă, nepiciorile astea sunt prost, arăte tot. Ginta față, fără să dai seama. Bun, aici o facem la stânga. I-am cam intrat în ăla în față, dar n-am avut ce să fac. A trebuit să mă bag, că dacă nu mă băgam, rămâneam pe banda aia și nu mai făceam nimic. Haide, Gogo! Haide! Aoleo! Bine că o face la stânga. Sincer, n-aveam chef de el. Suntem în Ruse. Bine, deocamdată suntem în România, dar odată ce terminăm cu punctul Vamara, suntem în Ruse. Hai să vedem. Uite-mă aici. Opa! Treci două de tone, greutatea pe care o avem cu totul, cu chier, cu remorcă. Mersi frumos! Dar stai cu mai avem o grămadă de treceri. Trebuie să mai prezentăm o dată sau de două ori actele. Ca să putem trece la burgare. Aoleu, ce este merg precum morții? Trebuie să te pusesc. Pe mine continuă, că de ce nu? Păi da, ce să vă frate, să aștept după ei. Opa. Ocrari, am înțeles. Ănășne pe aici. Aia, Gogo, dă tempana mea. Calco astăzi, calco, că... bă, ce se mișcă, mă, împărțit atât de rău. Am înțeles. E cu limita de viteză, respectă, dar, bă, nici chiar așa, mă. Că te țin pe loc. Nepiciorile astea. Și ce frică să nu-i bușești. Că dacă îi bușești, ce-ai distrus camionul, trebuie să repari. Trebuie să băgi bani în el. Și mai bine decât să grăbești lucrurile, mai bine aștept câteva secunde în spatele nepiciorului și ajungi în siguranță. Cât camionul, cât și tu. Hai că să-mi bag piciorul. Uite cât de aproape e bara aia. Bun, am ajuns la
Russe. Aici la facem la dreapta. Bă, fraților, și nu te să spuneți pe unde ați vrea să merg în episodul viitor. Uite, acum mergem la turci. Nu știu, și dați-mi o idee unde aș vrea să mergem. Pentru că am toate hărțile din Eurotruck. Am Norvegia, Finlanda, Italia, Franța, Anglia, absolut toate delicioare cu țările pe care le-au băgat cei de la Ecosu Software, le-am. Am toate hărțile. Așa că dacă vreți să mergem undeva, nu uitați să-mi spuneți în comentarii, pentru că eu citesc toate comentariile, da? Mamă, încă 490 de kilometri, holo! Avem ceva teme să băieți, dar trebuie să ne băgăm pe prima bandă, că ăștia merg precum morții. Bine, aici am vei cu 80 și eu merg cu 120. Hai, vericule! Da, nu pot să trec de ei. Aie! Încetinem, n-avem ce să facem altceva. Acum putem să ne băgăm pe banda dreaptă, repede, 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 jur. Și ne obișnim pe ăsta. Ai, o loc. Mamă, l-am adins pe ăla din spate, pe ce? Da, da. Oricum, l-am invitat pe ăla din față, la buză. Deci, sunt camionagiu profesionist. Vă rog frumos. Mai bine mă lăs să-mi fac la lungă. Stai așa că sunt curbele astea nasole pe aici. Odată pe aici pe live m-am răsturnat și sincer nu mai vreau să mai mă răsturn. De ce e banda continuă, frate, aici? Mamă. Pentru că e curbă, da. Uite mai în fața puțină, la curba aia, din fața la dreapta, acolo m-am bușit eu. Dar bine, m-am dus în depășire. Și venea cineva din față și am dat tare și... N-am mai făcut nimic. Acolo am rămas și a trebuit să dau F7. Uite aici m-am răsurnat eu. Aici. Sau? Nu aici. Mai în față puțin. M-am răsurnat. Ok. 2. 120. Ce faci, băi? Aoleu, se face o bandă. Nice. Adică nu e nici deloc, că uitești tu. Bă, frate, efect cu 80 aici, bă! Bă, tăticul... Ai de pana mea. Da, trebuie neapărat să te fizezi pe ea, că e... E la soarătă tot. Uite, bă, băieți, în curba asta am luat-o tare și m-am răsunat fix aici. M-am răsunat.
pentru că am vrut să depus pe cotosens. Bine, am avut și 110 ceva la oră. Și na, de-aia m-am dat cu o croace în sus. Să fie mai pe românește. Mersi frumos, Gogu. Mersi frumos că te-ai dat la o parte. Da, și joc pe single player pentru că vreau să mai dau și eu de ceva NPC-uri. Că dacă jucăm pe multiplayer, acolo nu erau NPC-uri și nu cred că erau jucători la ora asta pe aici. Și am zis, bă, decât să mă plâng pe singur tot episodul, mai bine am și niște boți pe aici și chestii de asta. Bine că l-am dupit și pe dacă se face o bandă. S-a făcut deja o bandă și na. Bine, puteam să-l depusez, dar riscam să... să vină cineva din față. Lasă că e mai bine așa. Mamă, ce curbe vine în față. Dar eu n-am treabă de ea cu 107. Cu toate că pe aici aveai cu 100, cu 70. Dar am fost aia o curbă destul de năsoale și trebuie să pun frână pentru siguranța camionului. Uite poliția, băi, ești nebun. Mamă, dă-mă linia discontinuă să-l depusesc și eu pe asta, bă. Că e jode. A, lasă că... avem autostradă imediat. Nici nu mă machină să-l mai depusesc. Pentru că n-are rost. Uite, tare și acolo trebuie să pun o frână să-mi rup gâtul. Mai bine așteptăm. Aș văzut ce ușor e să aștepți. Na, e nicio treabă. Să ne încadrăm pe o bandă. Motorină încă avem. E bine. Am făcut jumătate din drum. Mai avem încă jumătate. Hai. Să vedeți ce frumos în Turcia. Și cum arată Istanbulul. Dar păcat că e seară. Și nu... nu se vede bine. Da, na. Aia e. Hai să depusem pe domnul ăsta cu camionul. Oricum, noi aici trebuie să facem la dreapta. Dar cred că mai depusesc puțin. Gata. Am depășit, intrăm pe bandă. Aoleu, stai că iar am dat de munter. Mamă, mâncați-și. Haide, Gogu! Dă-i Gogu! Dă-i Gogu! Drum cu prioritate. Mișto, mă, ce frumos. Dacă ăștia îmi zic că am prioritate, eu îi dau cu 200 la oră. Haide. Bă, m-ar interesa să fac cum va e
pe rapperi sau un compoi, dar nu am chiar atât de mulți jucători de ATS și nu prea am cum să fac compoi. Dar totuși eu aș vrea că ar fi foarte, foarte tare să te joci în joc de genul stai în convoi, să mergi în spatele celuilalt frumos, cu reguli de circulație. Da, na, nu știu. Nu știu ce să facem pe aici. O padrum în ocuru. Bine, pe aici, tot așa. Munțiți! Iar am n-avut amendă, bă, ce dracu. Nu am dat tu mie flash-uri, bă, cine ești tu să-mi dai mie flash-uri? N-am nevoie de benzină, n-am nevoie de nimic. Opa. Da. Un punct vamar sau ce e asta? Verificare documente. Haide. Bă! Mi-a dat greu afrânat. Afrânat foarte, foarte greu. Enter. Nu s-a zis o călătorie plăcută. Bă, dacă îmi dai o bere, am călătorii plăcute, nu doar o călătorie. Nu decât o călătorie. Am mai multe călătorii fericite după aia. Pentru că aș învăța cum e să ții o mână pe volan și cu o mână ții sticla de bere, știi? Hai, părerea, ridică-te! Trebuie să o întâtune. Păi mai devreme nu avem mătri și patru. Ce drog, am pierdut două. Am pierdut două tune pe drum. Cred că se referă la combustibil. Apanam. Că ăla se duce și devine mai ușor camionul. Cred și eu, nu știu. Dar ce am, nu știu, nu mi-a căzut nicio roată, nu mi-a căzut marfa, nu mi-a căzut nimic. Aia, Gheorghe, deschide portița. Și de aici am intrat în Turcia, băieți. Hei. Dar bă, că e seară, v-am spus. N-aș părău. Și 50 la oră. Eu am 60 la oră, nu am 50. Uite un megan acolo. Hai după el. Mama, cred că dacă eu eram trist în viața alea, era nasol, că eu nu sunt obișnuit să merg încet. Eu merg tare, frate. Și cred că mă răsunam cu tirul imediat. Pentru că am mânia vitezei. Îmi place viteza foarte mult. Și de asta cred că nu eram bun pe șofer de tir. Că uite cum conduc aici. Iară punct pe amar.
stai că trebuie să-mi cântăresc marfa. Păi dacă nu ne luăm amendă. Haide, boss. Haide, boss. Trebuie două de tăne. Hai că te-am depășit, pa, pa. Hai, ne vedem la destinație. Rămâne pe panda din mijloc. Pentru că pe dreapta sunt camioane, merg încet. Pe stânga vin mașini mici care merg extrem de repede. Și pe mijloc eu zic că e banda potrivită. Acum nu știu. Ciocără ala acolo. Cred că ceva e spus din piept, ceva. Oh, mai decât 129 de km și ajungem la Istanbul și mă rog unde trebuie să răsum marfa. Am 110. Doar mașinile mici au voie cu 130. Cel puțin în România pe autostradă. Nu știu aici cu cât ai voie pe autostradă. Mie scrie 90. Dacă e să merg cu 90 la oră, mai termin și eu episodul. Termin și cursa mâine. Mâine le trimit pe amândouă dacă e să merg, cum îmi spun ei. Ia uite, mașinile mici. Înapoi. Înapoi, uite o țucă la Octavia. Noi o ținem în față. Istanbul. Wow! What the fuck? Pe unde mă punem busul eu? Pe bune? Frate, pe bune? Am blocat circulația. Băi, ești prost. Am blocat circulația, băi, nene, bă. Și trebuie să o ocolim acum. Pe unde sunt așa? Uite pe aici. Nu mai stau eu să mă duc până în față, să trec, să mă întorc, să... Dar am făcut aia accident. Și în Turcia. Și pe autostradă. Na, ce mai întâmplă? Știu că acolo n-am făcut bine ce-am făcut, dar dacă nu făceam așa, vă spunem că dura episodul ăsta 45 de minute și s-a finit de 30. Ai 40 de kilometri. Bă, da, fuge camionul ăsta. Bine, am o vorbă care fuge mai tare decât ăsta. Ăsta este de la Scania. Da-te, tati. Că trebuie să mă grăbesc. Așa.
I-a uitat si pe asta. Da-i tati, hai tata, da-i. Moment, daca am sa aveam vesarele pe aici 130 cu tiro, a fi nebunia, adica nu. Pai pana am bun. Până pe frână cu 32 de tune. Hai bă, hai mă. Hai. Trebuie să mă bag pe banda din dreapta. Așa. Oare unde în Istanbul trebuie să las marfa? La ce garaj? Pa nu știu. Mă rog, vom vedea acum. 11 km. Cred că acum intrăm în Istanbul. Cred că acum intrăm. Cred, nu știu. Mamă, iar trebuie să mă cântăresc. Băi, băiatule, ce? Pana mea. Treci două de tune, atât am, frate. Mai m-am pus să mă cântăresc de multe ori. Ok, am trecut și de punctul ăsta. Începem să rămânem fără carburant. Dar bine, cred că mai merg 1000 de kilometri de acolo. Cred, nu știu. Oricum, noi rămânem pe banda asta. Nu încerc să mag mare viteză, pentru că facem la drept aici. Acum mai avem puțin până la destinație, fraților, și am ajuns. Da, cedează trecerea. Uite acum o cedez. Uite acum cedez trecerea. Patru kilometri, oi. Da, dacă vă mirați ce am tăiat din episod, e din cauza papagalului, pentru că ți-l piște mult pe tare. Mamă, zici că sunt la Fast and Furious aici. Așa conduc. Sunt curios dacă o să mă uită cineva până aici. Ok. Aici las noga. În față, frumos. Facem la dreapta. Poate de puncte. Împacăm. Are rost? N-are rost. Pentru 40 de puncte. N-are punct. Păi bun, băi, băieți, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți da și voi acolo un like. Mamă, ce mi sunt. Mamă, frate. Și de-abia m-am sculat. Vă like-o. Păi da, mă, băieți, cam ăsta a fost. Pa, pa.